dragi prieteni, am revenit, domnule primar. Avem foarte multe întrebări din mediul online, pentru că tot facem referire la el. 0334405708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în legătură telefonică directă. Mai las un pic să se mai adune câteva întrebări și câteva comentarii. O să vă întreb de celebru împrumut. Îndatorați orașul, domnule primar. Asta eu am citat din replicile. Da. Și ca să citești o pe alții, aș spune fake news. Să nu spun altfel, adică știre falsă pe înțelesul tuturor. Ca și măsură, asiguratorii am inițiat acum două ședințe de Consiliu Local un proiect prin care inițiam sau demaram, să zic, discuțiile în privința unui împrumut, unui posibil sau potențial împrumut care să asigure cofinanțările pe fonduri europene. Nu s-a făcut și nu cred că se va face anul acesta niciun împrumut. Dar până în această dată nu s-a făcut niciun împrumut. De când sunt eu primar? Deci, în mandatul dumneavoastră, până acum, că nu s-a încheiat deocamdată mandatul, nu s-a făcut niciun împrumut? Nu, mi-asum și vă dați seama că sunt responsabil de ceea ce vorbesc. Se poate verifica. Este informație publică, de asta v-am și întrebat. Nu, Primăria Municipiului Onești în ultimii 3 ani sau pe mandatul meu nu a contractat niciun împrumut. Am înțeles. Există multe voci care susțin că îndatorați Oneștiul, că faceți împrumuturi și nu știe nimeni, că vă acoperiți de hârtii. Discuții de genul acesta. Sunt colegi din Consiliul Local și oameni care sunt interesați cu ghilimele de rigoare de politică și dezinformează lumea, practic. Eu n-am mințit în general în ceea ce privește politica și administrația pe nimeni cu nimic. Dar sunt oameni care trăiesc din asta. Se hrănesc cu știri false și au otrăvit, să spun, mediul online. Este problema dânșilor, n-au decât să trăiască așa. Fiecare își asumă ceea ce spune și face. Daniel vă întreabă, în urma reparațiilor de la Raja, eu mai am întrebări pe dumneavoastră, dar începeți să spuneți de pe rețele de socializare. Daniel vă întreabă, în urma reparațiilor de la Raja, cine trebuie să repare drumurile? Cei care administrează serviciul public de alimentare cu apă, adică Raja. Cine a stricat, repară, ca să românește. Haideți să vă spun, să nu las lucrurile așa, să zic, parțial, întrebarea parțial, să spun, răspuns la ea. Și anume, după ce am sesizat și eu că foarte multe din intervențiile Raja nu sunt finalizate, și anume starea terenului nu este adusă la starea inițială a terenului, am făcut adrese către Raja și am atenționat că vor fi și amendați dacă într-un termen rezonabil nu vor readuce la starea inițială terenul, fie că au făcut intervenții în partea carosabilă, fie în partea peatonală, fie în spațiu verde. Problema în spațiu verde s-a rezolvat, a intervențiilor în spațiu verde s-a rezolvat aproape în toate locațiile. Sunt restanți la refacerea, să zic, intervențiilor în partea carosabilă și în partea pietonală. Acum nu pot să fiu nici eu absurd și... Dar poate ne spune în ce zonă, dacă ne urmărește Daniel, în ce zonă exact, și domnul primar își notează și monitorizează, că sunt e foarte bine. Multe zone, mai ales zona Apollo, zona de sus a orașului. Dar simțul civic e foarte ok că se manifestă, da, chiar, și oamenii chiar e chiar fericitat. Mulțumim pentru, da, pentru astfel de intervenții. Eu vreau să vă asigur că atunci când condițiile meteo vor permite, Raja vor repara acestea sau vor acționa în sensul readucerii la starea inițială a tuturor intervențiilor. Domnul Nicu vă spune, asfaltați unde ați decopertat. Despre asta vreau să vă întreb și eu. Curățați canalizările pentru a nu mai sta apa pe străzi. Faceți rigole acolo unde este cazul. Cred că dumnealui vrea să spună că sistemul de preluare a apei pluviale este îmbătrânit. E clar. Datează odată cu Oneștiu. Înființarea Haideți orașului. Să luăm pe rând. Referitor la asfaltați. Corect. Referitor la asfaltați unde a decopertat. Nu putem asfalta, plouă. Plouă nu de azi, nu de ieri. Atunci când nu plouă, asfaltăm. Într-adevăr, s-a decopertat. Mult. Nu mult. S-a decopertat, nici măcar nu s-a decopertat atât cât este nevoie. Adică mai sunt încă străzi în municipiul Onești care sunt faianțate, care sunt crăpate sau cum vreți să le spuneți, unde nu s-a frezat. Noi nu avem mașină de frezat. În consecință de cauză am avut un contract care într-un termen... A folosit mașina, contracost. Da, acel proprietar al utilajului a frezat diferite sectoare de drum.
Noi nu puteam să, în primul rând, s-au frezat atunci când temperaturile erau sub plus 10 grade, undeva în luna martie, și nu puteam așterne asfalt pentru că temperaturile nu permiteau. După care a început sezonul ploios, noi am asfaltat atunci când nu a plouat sau când nu plouă, asfaltăm. Dacă nu asfaltam, cădeam în panta cealaltă. Dom'le, dar nu vedeți că sunt gropi, de ce nu asfaltați? E să știți că sunt opinii pro și contra. Eu sunt de părere că e mai bine că s-a frezat, pentru că avem front de lucru. Corect. În primul rând. Și nu avem când un utilaj. Meteo... Exact, nu avem un utilaj care să-l avem la dispoziție, astfel încât astăzi frezăm groapa, tot astăzi asfaltăm. Și ce eficiență am fi dacă am lucra astfel? Pe de o parte, am creat front de lucru, urmează să asfaltăm. 1, 2. Referitor la să lărgim gure... Curățați canalizările, curățăm, spune. Să curățăm canalizările. Serviciul sistemul de preluare a apei pluviale, la asta cred exact că se referă. Este în sarcina celor de la Raja. Nu vreau să dau vina pe dânsi că sunt colegii noștri. Dar dânsi administrează acest serviciu. Dar vreau să fac o paranteză. Și anume, avem un sistem de canalizare care în momentul de față este subdimensionat. Municipiul Onești avea un număr de blocuri de case și de străzi. Acum, aria, să zic, pe care se întinde municipiul Onești este mult mai mare. Din păcate, canalizarea nu s-a dimensionat atunci când s-a făcut la la o capacitate la astfel un volum, încât la un debit. Să preia toată această cantitate de apă atunci când avem căderi de, sub formă de ploaie. Eu zic că această problemă va fi rezolvată atunci când Raja, și sper că anul viitor vor începe lucrările, vor demara acel mare proiect de reabilitare și modernizare a infrastructurei de apă și canal în municipiul Onești. Atunci problema se va rezolva, dar până atunci, pe considerentele tehnice pe care vi le-am expus puțin mai devreme, cred că este lesne de înțeles că instalația este subdimensionată și nu poate prelua în condiții optime întreaga cantitate de ploaie. Rigole, acolo unde este cazul, probabil că se referă la Rădeana, presupun eu, dar e o speculație, că nu spune unde. Da, nici eu nu-mi imaginez unde se face referire, dar Rigole nu poți să faci pe Bulevardul Etușii Republicii. Nu, haideți. Sau pe Mihai Bravo. Nu merge. Da, nu. Domnul Nicu, dacă ne urmărește, rog să ne vină cu detalii suplimentare. Domnul Daniel ne zicea Saturn, toată strada Saturn spunea că este praf. Da, nu este praf, este asfalt. Eu am citat. Da, această stradă, pe această stradă s-a acționat exact în ceea ce am spus mai devreme. Raja au avut lucrări acolo și va trebui în cel mai scurt timp să le refac. Domnul Cătălin spune așa, domnule primar, faceți un centru de reciclare pentru toată mobila din oraș. De acord aici, e fantastic ce se întâmplă. Pentru moloz, alte deșeuri ce nu sunt potrivite pentru tomberoane. Sistemul de gunoi din Onești este făcut pe banii europeni, mai trebuie un proiect bun, zice. Eventual un abonament suplimentar, pentru că totuși distracția costă. Toți cei care vor să apeleze la astfel de servicii, există un operator care prestează extra, să zic, contractului pe care îl are cu municipiul Onești astfel de servicii. Și este același operator, Romprest. Adică Romprestul poate colecta și altfel de deșeuri atunci când există solicitare și plată în acest sens. Domnule primar, dar trebuie să fim și noi cu simț civic și să anunțăm la Romprest, aici o mare calitate, nu? Să nu ducem fotoliu, canapeaua, biblioteca și masa din bucătărie lângă celelalte deșeuri care sunt resturi menajere, de exemplu. Există președinți de asociații. Corect, președinții de asociații corect. Se pot adresa primăriei sau direct operatorului, adică de să justifice existența la asociație. Sau direct prestatorului de salubritate și se poate solicita telefonic atunci când este cazul, ridicarea unor obiecte, fie că vorbim de mobilier, fie că vorbim din materiale rezultate în urma unor, să zic, modernizări de apartament și așa mai departe, contra cost, operatorul poate vine și ridica astfel de deșeuri. Dar obișnuința este alta, și anume e mult mai simplu noaptea când dor vecinii, când n-are cine să te vadă, să te filmeze, să te reclame. Iei toate aceste deșeuri și le duci la țarcul de gunoi,
da? Și apoi aștepți să vină Rompresto să le ia. Domnul de Cătălin, cele mai multe ori nu le ia Rompresto și atunci încep criticile. Domne, dar de ce nu luați gunoaiele? Pentru că Rompresto nu are în contract cu Primăria Municipiului Unești să ia decât deșeurile menajere. Nu și betoane, moluz, mobilă, etc. Da, vasuri, vecei, iuvete vechi ceramică, și așa mai departe. Cătălin vă propune, domnul Cătălin vă propune un abonament de 20-50 de lei pe asociație, pe locatar, vă gândiți la un proiect, domnule, pentru a acoperi și aceste resturi care, până la urmă, noi toți le suportăm. Încă o dată spun. Există libertatea ca fiecare asociație să apeleze la serviciile prestate de către operator pe salubritate, în acest sens. Domn Ionuț zice, pasarela de la Carom când se va face, pentru că este plină de gropi. Este foarte adevărat, și zona TCR și calea industriilor și calea uzinei. Vă mai zic acum, strada spre Gura Văii. Trebuie sunt multe în Oreș. Da, trebuie în primul și în primul rând să asfaltăm ceea ce am decopertat. Aceasta este ordinea. După ce asfaltăm ceea ce am decopertat, trecem și la etapa următoare, și anume să ne îndreptăm și către alte zone care nu au fost încă frezate. Vreau să vă asigur că toate străzile din municipiul Onești anul acesta vor fi reparate atât cât putem, dar vor exista soluții pentru toate străzile. Deci recapitulăm, nu este niciun împrumut făcut. Asta este extrem de important și tot insist pe ea, pentru că am citit în multe, pe multe locuri. Nu avem împrumut făcut, da? Ca să fie clar. 100% nu. Să aștepta să se schimbe, să fie prognoza, să zicem, bună, să permită să turnați asfalt, se va turna asfalt la foc automat. Eu, pe zonele decopertate. Eu vă voi invita în fiecare zi, atunci când temperaturile vor permite, să filmați și să vedeți toate lucrările care le facem în fiecare zi. Și să vă arătăm și o programare a lucrărilor pe zile unde vom acționa. Vom ajunge în toate zonele orașului cu reparații pe străzi și trotuare. Am remarcat, domnule primar, acum noastră confirmați sau infirmați că sensurile giratorii unde se plantează de a deveni tradiție să avem lalele, nu mai dispar lalele, sau cel puțin asta e senzația mea. S-au orientat către alte flori, probabil prin cimitire, trandafire, etc. Da, s-au schimbat, să zic, gusturile. Preferințele, da. Într-adevăr, de anul acesta nu am avut probleme în acest sens. Adică nu au fost situații în care florile ornamentale plantate în sensul legeratorii să fie furate. Asta este un lucru bun. Deja putem spune și lucruri bune despre concetățenii noștri. Nu mai fură florile. Eu refuz să pun problema în termenii ăștia. Eu nu pot spune că oneștenii fură, dar există o parte din ei. Eu nu știu dacă sunt oneșteni cei care au furat. Haide să nu, poate unii de pe la Galați, de pe la, nu știu, Brașov sau București, din alte, au venit sigur, da? au trecut prin municipiu Onești și așa de mult le-au plăcut florile în sensul legeratorii, încât au zis să rămână cu o amintire plăcută și au luat câte o floare, cum fac unii care merg prin delta și iau câte un nufăr. Nu, asta nu înseamnă că locuitorii Deltei Dunării fură nuferi. Am înțeles, da, aveți dreptate, este foarte adevărat, dar am remarcat că nu mai dispar lalele, ceea ce este un lucru foarte frumos, arată foarte bine, s-a muncit mult pentru a arăta așa sensurile giratorii. În schimb, am primit reclamații precum că dispar trandafirii din cimitir. Adică trandafirii plantați de aparținător la cei decedați. Sper că nu sunt a doua zi pe vreo tarabă prin piață sau pe vreun bulevard la vânzare. Încă nu este o situație, să zic, des întâlnită. Cred că eu nu am la cunoștință de astfel de situații. O fi vreun caz izolat, dar merită analizată problema. Cum stăm cu băncile rupte? Stăm bine sau se mențin? Suntem în parametri. Asta vreau să fim siguri, da, că suntem în parametri. Vorbeam emisiunile trecute, o să vorbim și emisiunea asta și o să vorbim până când cetățenii o să anunțe, o să semnaleze lucrurile în regulă cu cei care strică mobilierul urban, cu cei care strică locurile de joacă și așa mai departe. Și numai din parc, atenție, parcul mare. Am discutat această problemă cu responsabil de vârf ai Poliției Municipale Unești, ai Jandarmeriei. Și s-au format echipe mixte de patrulare, nu numai în parcul municipal sau bulevardele principale, ci și în alte zone ale orașului,
vom semna un parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție, astfel încât Poliția Locală Onești cu Poliția Municipală și cu Jandarmeria să demarăm un program, să zic, continuu de mobilizare și de, eu știu, supravegherea tuturor zonelor sensibile din municipiul Onești. În acest sens, vreau să vă anunț că suntem pe cale să semnăm un contract în privința montării camerelor de luat vederi în municipiul Onești, camerelor de supraveghere, și astfel, zic eu, gradul de monitorizare pe întreg municipiul Onești va fi unul destul de ridicat, și în cazul în care vor fi astfel, vor fi evenimente, să spune, dorite, Poliția Municipală, Poliția Locală și Jandarmeria vor putea depista mai ușor pe baza înregistrărilor cine și cum acționează în sensul de a distruge bunuri ce aparțin domeniului public și privat a municipiului Onești. Bine, acest proiect, în opinia mea, va fi de natură să descurajeze cerșătoria, infracționalitatea, pentru că ele vin la pachet odată ce acele zone vor fi monitorizate. Încă o dată spun, pas cu pas parcurgem, eu știu, etape astfel încât astfel de fenomene, fie că vorbim de distrugerea bunurilor ce aparțin municipiului Onești, fie că vorbim de cerșetorie, fie că vorbim de furturi, să începem să se reducă astfel de cazuri, și eu zic că suntem pe un drum bun. Adică zonele ce vor fi supravegheate sunt multe și în diferite locuri ale orașului, nu doar centru și nu doar școli, ci și parcuri și intersecții. Vor fi, să zic, vor fi o acțiune și o soluție care va crește la gradul de siguranță a cetățenilor și bunurilor în municipiul Onești. Da, este foarte binevenit acest proiect și chiar așteptat până la urmă. Haideți un pic să vorbim și despre celelalte proiecte, pentru că mi-am fixat aici câteva subiecte, despre Crossul Tineretului și Marșul Absolvenților, dar și despre inaugurarea care o pregătiți de ceva timp. Da. Este o promisiune din campanie. Este deja tradiție ca în municipiul Onești, în primăvara, precădere luna mai, să avem Marșul Absolvenților și Crossul Tineretului. Marșul Absolvenților deja se știe. Am vorbit cu discuții, am purtat cu toți directorii de instituții din municipiul Onești. Am fixat locația aceeași din ultimii ani, adică Parcul Municipal, astfel încât să nu deranjăm locuitorii municipiului Onești, să nu încurcăm traficul. Va fi scena amplasată în același loc, lângă roata din parc. O surpriză muzicală, zic eu, plăcută, și vom premia toți elevii cu rezultate deosebite la învățătură. Mai ales șefii de promoții. Este deja un proiect care, nu știu, se află, cred că, la șaptea sau opta ediție. A crescut frumos. Marșul Absolvenților, Crossul Tineretului este la fel un proiect pe care l-am reintrodus pe agenda administrației publice locale. Din păcate, până acum 2 ani a fost așa o pauză. E bine să implicăm tinerii în activități sportive, e bine să încercăm să-i scoatem din acel mediu în care e mai comod și obișnuiesc să stea pe telefon, pe tabletă, și să mai puțin să interacționeze cu copii de vârsta lor sau, eu știu, chiar și cu adulți. Este un proiect pe care la fel îl parcurgem alături de instituțiile de învățământ din municipiul Onești și cred că va fi o reușită și în acest an. Iar referitor la centrul de tineret, este o promisiune pe care am făcut-o în 2016 în fața oneștenilor. Am promis că voi face un centru în care tinerii să se regăsească, în care să se desfășoare activități care să-i determine, eu știu, să se întoarcă la o astfel de obișnuință, în care fie pentru centru de pictură, fie pentru centru de muzică, fie pentru centru de poezie, să vină și să-și dezvolte, de ce nu, calitățile pe care le au. În acest sens, până la sfârșitul lunii mai, vă voi invita pe dumneavoastră, pe toți directorii de instituții de învățământ din municipiul Onești și pe toți cei interesați
să ne fie alături în momentul în care vom inaugura acest centru. Acest centru a fost modernizat, o clădire care avea o destinație cu totul și cu totul, să zic, puțin productivă. Și A care nu fost mai era folosită. de ani de zile, a fost transformat într-un centru de tineret, într-o oază de verdeață, într-un loc cu foarte multă liniște, într-un loc ferit de trafic și de pericole pentru cei mici, să zic, și anume la ieșire din Onești către Adjud, unde era sera primăriei municipiului Onești sau restaurantul Stejarul din Borzești. Toată lumea îl știe. Este o Care clădire. numai de ani de zile sunt Din restaurantul Stejaru. păcate Da, era așa un este. imobil emblemă al municipiului Onești. Este o locație de visă, aș putea spune, cu foarte multă verdeață, cu liniște, unde copiii alături de dascăli se vor regăsi și unde vor putea să aibă activități foarte, foarte bune. A fost un telefon, nu știu dacă s-a stabilit legătura telefonică, dacă nu am înțeles, dar revenim la ceea ce vroiam să vorbim. Luăm o scurtă pauză, o să stabilim exact ce se întâmplă. Revenim în câteva minute, fiți cu ochii pe noi.